Mă scuzați, am. Nu-i problemă. Și Deci vă de numiți, din anul. a zis Elisaveta Bușilă din Călăraș. Da, Și azi exact. ați fost evacuată din casă. Din casa părintească. Și acum sunteți în ospeții sau cum ar veni? Da. La niște cunoscuți, la niște ruși. Nu contează, ruși, neruși, cășmatanțele, că ai trăit, nu știu, în psihotare, Oameni. Kazakhstan, mulți ani și după aceea te-ai întors Da, acasă. da. Da. Dar cum s-a întâmplat de ați pierdut casa părintească sau mama a pierdut-o sau cum s-a întâmplat? Mama mea a încheiat un contract cu nepoata. Nepoata de pe fratele. Fratele decedat de mulți ani în urmă. Mai în scurt, mama mea a încheiat un contract cu nepoata, botezatul Elena, care locuiește pe aceeași stradă cu mine. Când am venit eu acasă din Kazahstan, am găsit pe mama într-o situație foarte urâtă și foarte mizerabilă. Mai în scurt, nu era îngrijită deloc. Și pe parcurs am aflat că, dar eu mă bucurasem încă, chiar că vine nepoata și ajută pe mama mea, mai duce câte o strachin de boș cândva. Dar pe parcurs am aflat că nepoata are contract de întreținere cu mama. Și când am văzut acolo ce este scris, că trebuia să aibă grijă, hrană de 3 ori, ribeata, tiha, hrană de 3 ori, lemne, cărbuni și așa mai departe. Toate acestea n-au fost. Și mama mea era de lege egoistă, cum se spune. Nici asta nu contează. Da, foarte corect. Pentru că eu îi spun, mamă, de ce, mă, tale nu vrei să te adresezi după dreptate? Dar mama mi spune, nu pot, pentru că la noi este, nu este primit când te adresezi în judecată. Nu permite religia, am înțeles. Da, nu permite religia. Nu, totuși până la urmă a discutat cu frați, cu surori de credință și se poate. Se poate, pentru dreptate se poate. Și așa s-a pornit judecățile în 2010. Mama a dat în judecată ce este drept cu ajutorul meu. Pentru că mama cu vârsta ei de 85 de ani singură nu putea. Am angajat un avocat și s-au pornit judecățile. Eu nu puteam să stau mai mult de 3 luni pentru că ca persoană din țară străină și peste 3 luni eu plec înapoi. Când plec înapoi, vin iarăși din nou să văd ce s-au hotărât la mama. A fost reziliat contractul dintre nepoata și mama. Pe 6 iulie 2010, prima instanță a hotărât că se reziliază contractul dintre mamă și cine poate. După aceasta, pe 7 septembrie, mama hotărăște să facă mie un document și nu știu din care motive doamna notar a făcut tot un contract de ăsta. Dar eu nu înțelegeam bine atunci. Vă spun sincer, nu înțelegeam limba mea maternă. De scris pot să scriu corect. Dar de vorbit nu puteam vorbi. Ședeam și mă uitam acolo, limba română nu cunosc, să spun sincer, nu cunosc și nu înțelegeam. Mai scurt s-a făcut tot un contract. Pe 18 octombrie mama a decedat. Până la 18 decembrie nepoata nu a făcut niciun pas ca să contesteze, ori să scrie mai departe la Curtea Supremă hotărârea cea de judecată din prima instanță. Și după ce mama a decedat, a doua zi după înmormântare, nepoata dă în judecată să-mi anuleze contractul meu, care a fost înregistrat la, cum se spune, la cadastru, că adică mama nu a avut dreptul să-mi facă nie un document careva când nu este terminate judecățile. Și mi-au Cum crezi, cum terminat. se explică că ea a câștigat în instanță? Chiar dacă mata ai avut înțelegere cu mama, ai reușit să anuleze înțelegerile ei, e corupție, incompetență sau așa sunt legile strâmbe? Din partea legilor nu pot spune că nu le cunosc. Dacă le-aș cunoaște la... Da, atunci aș spune ceva, dar așa...
Asta este o greșeală comisă de doamna notar. În primul rând, notarul când face un document, trebuie întâi să, cum să spun corect, să adeverească faptele. Aparține casa persoanei date, ori nu, în întregime, ori nu. Pentru că după decesul tatălui, mama nu trece cu jumătatea lui tată după ea. Așa și-a rămas în aer până în ziua de azi. Am dat în judecată să-mi o dea mie. Frații, surorile au fost la judecată și au spus că noi suntem de acord ca să iei sora mai mică, adică eu. Dar din spusele nepoatei, că adică mama mea cu tată nu a trăit împreună în timp ce casa se construia. Asta este o minciună din care n-am mai văzut nimeni, mă tinc. Pe minciune am mers toți anii aceștia din 2010. Acum, anul acesta, avocatul a făcut interpelare la stare civilă și este document că părinții tamanul în timpul celălalt care nepoata arată că adică din anul ăsta nu a trăit împreună bunelul cu bunica și a trăit în altă parte și nu știu ce acolo, acolo, acolo. Este scris toată minciunarea asta. Este document că părinții mei niciodată n-au avut divorț. Dar judecătorii s-au bazat pe spusele nepoate. Adică eu nu știu cum se poate să te bazezi pe ceva așa. Doar ei sunt judecători, împărțătorii de drepturi. De dreptate, vernie. Da, drepturile sunt date prin legi, dar dreptate o fac instanțele, magistrații, judecățile. Da, și acum nepoata de în judecată, în 2017 eu am dat să-mi dea jumătatea tatălui de, și să anuleze dreptul de moștenitor testamentar și testamentul, adică nepoatei. Pentru că nu putea mama să dea nepoate jumătate care nu aparținea ei. Adică nepoata are testament pe toată casa. Și acum, judecata... Și acum nepoata locuiește acolo, da? Nu, ele nici nu locuie niciodată. Doar ea are interes probabil să vândă casa dacă nu vrea să trăiască acolo. Da, cred că. Cred că. Dar se primește așa, jumătatea tatălui nu mi-a dat, când a fost hotărârea, adică se evacuează bușile Elizaveta din proprietate compusă din asta, asta, asta. Dar cum se evacuează? Cu nepoți, fără nepoți, cu fica, fără fica, cu личные вещи, ori fără личные вещи. Просто așa, eu singură, руки подняти și ieși din casă. Acum, am ieșit, dacă este hotărâre de judecată, executorul este dator să o îndeplinească, mă rog, așa este legea. Dar acolo a rămas fica și nepoții. Și numai am pornit din loc, încă n-am ajuns în centrul orașului, fica sună că a venit nepoata cu poliția și spate din casă, silnic. Că adică locuiește în încăpere care nu-i aparține la fica. Dar interesant, cum de n-au putut să o scoată pe fiica dumneavoastră? Nu este arătat în hotărârii de judecată. Acolo este arătat numai eu. Oho. Acum o să judeci separat cu fiica dumneavoastră și cu străine poata, da? Nu, da. Probabil. Acum, vreau să spun, eu pe acești trei copii minori am tuchelă. Pentru că fica pleacă când, mă rog, cu lucru, cu... și ea tot nu este cetățeană a Moldovei. Are permis de ședere permanent, dar nu este cetățeană a Moldovei. Și copiii rămân pe seama mea. Acum acești trei copii minori, ca nici nu știu cum să spun. Eu nu am închipuire. Nu am închipuire cum mai departe să procedez. Of, că așa mă simt nu bine deloc.
Da, când se face nedreptate, sentimentul ăsta te strivește, te face mic, neimportant. Dar n-ați încercat totuși cu avocat să vă consultați, dacă aveți venituri puține, să cereți avocat de stat ca să reparați în instanță chestia. Da, este scris în instanță de judecată, precum că acolo nici nu este arătat corect cum se evacuează bușila Elizaveta din gospodăria asta. Dar edictor spune asta nu este, nu împiedică la evacuare. Asta nu împiedică la evacuare. Dar pe judecată asta care cu 6 luni pentru succesiunea asta după decesul tatălui, că nu știu cum să spun corect. Încă am dreptul, încă la Curtea Supremă, să scriu tot așa și cum cu judecata date, pentru că noi am ajuns la Curtea de Apel și este irevocabilă hotărârea. Nu, cred că e definitivă, dar nu e irevocabilă, adică mai aveți drept și pentru Curtea Supremă, nu? Că Acolo acele de scrie, la apel știu că ei, ei, ei. sunt executorii, dar nu sunt definitive. Na, depinde acum de ce fel de proces de judecată aveți. Dacă a reușit să vină între timp și executorul, nu știu dacă mai aveți termen. Dar oricum trebuie să vadă cazul un jurist, un avocat, că s-ar putea să găsească variante. Acolo scrie irevocabil, dar cu drept de apel la Curtea Supremă. Da, cam așa. Da, și aveți Da, un termen, n-a dar trecut. Aveți un termen, nu, 2-3 luni, nu știu cât, până la Curtea Supremă. da, încă nu am ieșit din Am termen, înțeles. nu. Dar totuși, dacă nu am ieșit din termen, domnul executor, chiar am nu vrut să arăt ce gânduri am avem mai departe, cum să contestăm și de ce n-am contestat până acum hotărârea asta. Ei, nu Dar e nu obligatoriu să contestați, dar pentru ei e permis legal ca să o execute, să o dea la executor. Mă mir că executorul a venit atât de repede. Da, pravilno, el îndeplinește lucrul lui. Și ciudat, acum nu vă puteți întoarce în casa aceea dacă o executat, ca și cum vă obligă să nu vă mai apropiați de casa aceea sau cum? Nu, da, eu mă gândesc că nu că mă obligă să nu mă apropii casă. Eu cred că până pe fiica nu o evacua de acolo, trebuie să fie hotărâri de judecată, iară din nou. Deci ați putea să vă Dar, întoarceți, măcar în ospeție la fiică, dacă nu vă simțiți ca acasă, în casa părintească. Da, da. ciudată, delicată situație. Mulțumesc pentru apel, pentru mărturie. Nu știu cu ce să vă ajutăm decât așa, cu mediatizare. Vorbiți la cameră, arătăm lumii, ca lumea să vadă ce fel de dreptate se face sau nedreptate se face la Călăraș, în Republica Moldova. Putem Da. face și proteste Și alături de dumneavoastră, dar mai mult de atâta nu putem să facem. Trebuie numai dumneavoastră, da. cu mâna proprie, cu juriști, cu avocați, să vă apărați. Da, înțeleg. Eventual să Și ajungeți și la Curtea ultima. Europeană a Drepturilor Omului, că acolo e ultima instanță când aperi drepturile. Da, domnule, pe mine mai mult mă mistuie faptul cum a rămas jumătatea tatălui în aer și judecata nu a dat mie această judecată, dar a lăsat mai departe să atârne în aer și ne poate are testament pe toată casa. Asta este. Minunile justiției moldovenești. Da. Da, vă mulțumesc frumos de audiență, că m-ați ascultat. Mulțumesc și eu pentru încredere. Seară bună! O seară bună. Dă, Doamne, să fie dreptate în iurisprudență.